Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce a trebuit să moară Hristos? Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Dr. Antim David, starețul Schitului Măgureanu din București. Bine ați revenit, Preacuvioase Părinte Arhimandrit! Bine v-am regăsit și bine ați venit în Biserica Schitului Măgureanu! În această săptămână mare, săptămână dureroasă pentru creștinătatea ortodoxă și, de ce nu, întreaga creștinătate, iată, în acest an. Suntem, Preacuvioase Părinte Stareț, în Marțea cea Mare și mergem împreună sau călăuziți de slujbele bisericii, pentru că slujbele acestea, aspectul liturgic, reprezintă calea noastră, accentul și călăuza în ortodoxie. Mergem împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos spre Golgota. A intrat, iată, acum două zile în Ierusalim. Cum a intrat Iisus Hristos în Ierusalim? Cu gândul la pătimiri, înțelegem, așa cum le-a anunțat. Și a vorbit și despre moarte, dar a intrat cu gândul la moarte? Da, a intrat cu gândul la moarte. Însă, ca să înțelegem cu ce gând a intrat Mântuitorul în Ierusalim, trebuie să înțelegem cu ce gând a venit pe pământ. Trebuie să știm că Mântuitorul Iisus Hristos se întrupează din dragoste față de oameni. Și voi insista asupra acestui lucru, pentru că sunt alții care spun că datorită dreptății și satisfacerii pe care Dumnezeu ar fi dorit-o. Dumnezeu s-a întrupat din dragoste și lucrul acesta îl descoperim în kenoza, pogorârea lui Dumnezeu sau deșertarea, cum o numesc părinții bisericii noastre, care nu este altceva decât venirea Fiului lui Dumnezeu la neamul omenesc prin înomenirea sa și ridicarea naturii umane la starea ei dintr-o început. De aceea trebuie să știm că Mântuitorul Iisus Hristos era conștient de ceea ce avea să pătimească în Ierusalim, așa după cum era conștient de misiunea pe care o avea de îndeplinit înaintea Tatălui Celui Ceresc. Trebuie să știm că Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață că atât creația, cât și omul, în mod particular, sunt în gândurile lui Dumnezeu. Adică în planul lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea, inclusiv răscumpărarea neamului omenesc. Deci nu era o noutate la acest sfat treimic, participă toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Și așa cum se spune în Cartea Facerii, să facem om după chipul și asemănarea noastră, așa și atunci când privește, în ceea ce privește răscumpărarea neamului omenesc, este de asemenea planul Sfintei Treimi. Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos se întrupează și vine în Ierusalim ca să pătimească, conștient că ceea ce trebuia El să împlinească, de fapt sosise în aceste momente. Spunem în ortodoxie că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut ascultare ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat față de Tatăl. Ne-ați vorbit despre planul lui Dumnezeu din veșnicie cu noi oamenii, cu lumea. A hotărât Dumnezeu, a fost în planul Său și moartea Fiului Său pe cruce? De ce moartea? De ce a trebuit să moară? De ce jertfa sub aspectul acesta extrem? A trebuit să moară pentru că dacă ne uităm la consecințele sau urmările păcatului strămoșesc, aflăm că cea mai grea dintre toate este moartea. Adică, prin păcat, omul se desparte de Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat cu primii oameni rai care au călcat porunca lui Dumnezeu. Cel care spusese, din toți pomii raiului să mănânci, numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Ori moartea înseamnă mai presus de toate despărțirea omului de Dumnezeu. Dar în aceeași măsură, moartea noastră a oamenilor înseamnă despărțirea sufletului de trup, din ceea ce
este omul alcătuit în dihotomia lui. De aceea, ca să înțelegem sensul morții Mântuitorului Iisus Hristos, îl trecem oarecum prin sensul morții noastre. Sensul morții noastre care este? Acela al despărțirii sufletului de trup, așa cum spunem în rugăciunea pe care o citim la căpătuiul fiecăruia dintre răposați. Pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu ai poruncit amestecului acestuia și aceste împreunări a ta, prin voia ta cea dumnezeiască, să se risipească și să se desfacă, pentru ca trupul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, adică în pământ, iar sufletul să meargă acolo de unde și el ființă și-a luat, adică la Dumnezeu, până la obșteasca înviere. Observăm aici că, așadar, plata păcatului este moartea. Și este moartea în sensul acesta și fizic, ca și final al răului pe care omul putea să-l săvârșească. Și de aceea Dumnezeul și izgonește pe Adam din rai și îl trimite în pământ pe pământ ca să-l și lucreze. Dar nu este semn de slăbiciune moartea, așa cum consideră alte religii cu privire la creștinism? Sigur, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă moartea Mântuitorului Iisus Hristos, nu este semn de slăbiciune, ci moartea este semnul Fiului omului, este scara prin care Mântuitorul Iisus Hristos reașează natura umană la starea ei dintr-un început. Da, putem să privim din punctul acesta de vedere moartea ca pe un semn care naște destule împotriviri. Să nu uităm că Sfântul Apostol Pavel ne învață că cuvântul cruce este pentru cei, adică moartea în sensul acesta, pătimirile și moartea Mântuitorului Iisus Hristos, este pentru iudei sminteală, pentru elini nebunie, dar pentru noi cei care ne mântuim este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, spune Sfântul Pavel. Așadar, de la iudei care s-au smintit și așteptau, pentru că am vorbit de intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim spre pătimire, unii l-au perceput ca pe un rege și de aceea l-au aclamat și l-au primit, dar ca un rege pământesc care să restaureze împărăția regelui David, alții l-au perceput ca pe un salvator, ca pe un mântuitor din moartea păcatului, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spusese: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Constata și Ponțiu Pilat, așadar tu ești împărat. De asemenea, vedem că imediat după învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți, mai mari fariseilor și al cărturarilor îi prindeau pe apostol și îi băteau, poruncindu-le să nu mai propovăduiască numele Mântuitorului Iisus Hristos, cel care fusese mort. Ei, și atunci Sfântul Apostol Petru ia cuvântul în numele celorlalți apostoli și spune: bărbați, frați, stați și judecați voi. De cine să ascultăm mai întâi? De Dumnezeu sau de oameni? Și Mântuitorul Iisus Hristos ce le spusese? Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După aceea, dacă ne uităm la elini, să nu uităm că și filozofia antică mărturisea credința într-o divinitate, în logosul, în cuvânt. Dar din punctul acesta de vedere îl preveau din rațional. Nu era logosul întrupat, așa cum ne învață Sfântul Ioan Evanghelistul. Această divinitate, cum o priveau elinii, Dumnezeu, prin urmare, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, El a murit sau omul? Nici știm că a spus că Dumnezeu a murit. A murit, a pătimit și a murit Dumnezeu pe cruce pentru noi oamenii? Trebuie să înțelegem că e o problemă dogmatică mai profundă și lămurirea ne-o aduce Sfântul Ioan Damaschinu. În mod plenar, este cel care sintetizează învățătura Sfinților Părinți legată de pătimirea Dumnezeului nepătimitor, așa cum o numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cine pătimește pe cruce este fără îndoială Logosul înomenit. Trebuie să înțelegem că
părinții dintr-un început ai bisericii, sub influența filozofiei grecești, aveau această concepție că Dumnezeu nu poate să pătimească. Dumnezeu este nepătimitor. Aceasta era sentința filozofică preluată în teologia de început a bisericii. Dar mai târziu, părinții au ajuns la această învățătură, la această concluzie că Dumnezeu este Cel care pătimește în sensul acesta al înomenirii Fiului lui Dumnezeu. Și aici trebuie să înțelegem că atrage atenția Sfântului Ioan Damaschin că nu trebuie să spunem că pătimește dumnezeirea. Nu pătimește dumnezeirea pentru că Dumnezeu prin fire, prin natură este nepătimitor. Dar pătimește Dumnezeu cuvântul, unul din treime, Cel care se întrupează și aceasta este altceva. Aici descoperim că Dumnezeu este, sau Dumnezeu întrupat, ia natura umană asupra sa și sigur pătimește prin această natură umană, dar se transmit anumite stări și trupului, dar și sufletului uman, și sufletului Mântuitorului Iisus Hristos. Vedeți că aici Sfântul Ioan Damaschin spune că ceea ce este mai slab se îmbogățește cu ceea ce este mai de cinste, mai înalt. De asemenea și Sfântul Grigorie de Nazianz avea tot aceeași părere legat de ceea ce pătimește în Mântuitorul Iisus Hristos. Dar trebuie să știm că trupul Mântuitorului Iisus Hristos împreună cu sufletul său, iată că alcătuiesc ceea ce noi spunem persoana divino-umană și în această persoană divino-umană, sigur, și această persoană divino-umană este cea care pătimește pe cruce. Și în acest sens, în aceste condiții, moartea sa pe cruce a fost reală? A fost fără îndoială reală, pentru că dacă nu ar fi fost reală, nu ar fi fost posibilă mântuirea noastră. Nu era o aparență. Sfântul Grigore de Nazian spune că această moarte este reală pentru că real a fost și trupul Mântuitorului Iisus Hristos, real a fost și întruparea sau înomenirea Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea, ca eveniment al istoriei mântuirii neamul omenesc, moartea Mântuitorului Iisus Hristos a fost reală pentru ca posibilitatea mântuirii neamul omenesc să fie una reală. Este o lucrare ontologică. Sfântul Maxim Mărturisitor învață că Hristos prin înviere a schimbat condițiile ontologice ale existenței. Ați întrebat mai înainte cum vede Nietzsche, bunoară, această moarte a lui Dumnezeu. Fără îndoială, el se referea la o stare de spirit a ceea ce se întâmpla în timpul său în Occidentul creștin. Și pleacă pleacă de la știința veselă, cum o numește el, în care descrie că un nebun a ieșit în timpul amiezei cu un felinar în mijlocul cetății și a început să strige: Dumnezeu a murit, Dumnezeu este mort, voi l-ați ucis. Heidegger, traducând aceste lucruri, spunea și oarecum îndulcea, vorbea de o prezentare profetică a ceea ce ar fi spus Nietzsche. Dar nu era numai atât, pentru că Nietzsche se referea la moartea Dumnezeului creștin. El spunea în altă parte că voi nu veți fi liberi decât atunci când Dumnezeu zace în mormânt. Numai ce se întâmplă din acest punct de vedere? Cum spunea cineva mai ironic, zice, Nietzsche flutură mâna împotriva lui Dumnezeu și astăzi Dumnezeu este viu, iar Nietzsche zace în mormânt. Asta este realitatea a tuturor celor care se luptă cu Dumnezeu. Pentru că am văzut în decursul veacurilor au fost împotriviri atât din rândul celorlalte religii, cât și chiar din interiorul creștinismului, din sânul bisericii, prin ereziile pe care
care au ieșit de-a lungul veacurilor, încât se împlinește ceea ce dreptul Simeon profețea atunci când îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos prunc în brațe, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel, și am spune nu doar din Israel, și ca un semn ce va naște împotriviri. De aceea, moartea Mântuitorului Iisus Hristos este reală, pentru că nu a fost, nu este și nu va mai fi un alt Dumnezeu, un alt Hristos, ne spune Sfântul Ioan Damaschin, în două și din două fire, adică Dumnezeu și om sau Dumnezeu întrupat pentru mântuirea neamului omenesc. De altfel și Părintele Nicolae Steinhardt la un moment dat spune, amintește că Mântuitorul Iisus Hristos nu le-a făcut cu ochiul de pe cruce ucenicilor și Maicii sale, asigurându-i că se vor vedea peste 3 zile, bine mersi să spunem. Dar, preacuvioase Părinte Arhimandrit, ce l-a răstignit și l-a omorât pe Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce? Vrăjmășia lumii instrumentată de Satana sau iubirea lui pentru noi? Cu alte cuvinte, ce mă omoară, ura ta față de mine sau iubirea mea pentru tine? Rânduială că vorbim de iubirea lui Dumnezeu. Acesta este motivul întrupării și motivul pătimirilor Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur că în plan individual, dacă este să vorbim de un plan individual, putem să privim și la modul acesta în care anumite persoane sunt cele care l-au conspirat. Da, și l-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Noi mărturisim în crezul nostru de credință că a fost răstignit în timpul lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. Știm bine că sentința a fost dată de acest guvernator roman. Dacă o luăm iarăși în plan individual istoric, guvernatorul Ponțiu Pilat este chemat la ordine de către împăratul Tiberiu, este cercetat pentru ceea ce s-a întâmplat în provincia Iudeia cu acest profet arătat, este găsit vinovat pentru faptul că nu respectase procedura procesului roman, în sensul în care avusese numai acuzare și nu apărare, și este exilat în Galia. Să știe că s-a sinucis, nu, aici părerile sunt împărțite, după unii s-a aruncat într-un lac, după alții s-ar fi spânzurat. Cert este că, iată, într-un fel se împlinește o dreptate din aceasta lumească față de o persoană căreia i s-a dus o nedreptate. Dacă ne ducem mai departe, observăm că Iuda Iscarioteanu este cel care îl vinde, nu? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi spune și lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus, iar lui Iuda îi spune, du-te și împlinește mai repede ceea ce ai de împlinit. Iar când Mântuitorul Iisus Hristos moare pe cruce, nu se rezumă doar la ceea ce făcuse Iuda, Pilat, fariseii, cărturarii, cu alte cuvinte, conducătorii poporului evreu, ci privește în contextul general al mântuirii neamului omenesc, și anume rostește acele profeții, săvârșitusa, adică împlinitusa ceea ce trebuia, adică să facă Dumnezeu pentru om. Este mai mult decât victimă? Este mai mult decât victimă, și nu este o victimă, ci este mai mult plata pe care Dumnezeu o plătește pentru om. Să știți că dragostea lui Dumnezeu se vede, sau chenoza lui Dumnezeu se vede în două elemente, așa ne spune Sfântul Atanasie cel Mare. În primul rând se vede în dragostea pe care Dumnezeu o arată și în al doilea rând în puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, un om, iată, printr-un om vine izbăvirea, pentru că omul acesta nu este doar un simplu om, ci este Dumnezeu făcut om sau Dumnezeu întrupat. De aceea nu putem să vorbim doar de responsabilități individuale a celor care au participat la acest eveniment trist din istoria mântuirii, și de aceea nu putem să privim pătimirile Mântuitorului dar din punct de vedere antropocentric, sentimentalist, că am vorbit de intrarea în Ierusalim. Și să aruncăm o culpă finală, definitivă, asupra unor categorii de persoane sau
Așa este. Grupuri și trebuie sociale. Să privim actul mântuirii neamului omenesc în contextul acela general al răscumpărării pe care Mântuitorul Iisus Hristos o aduce. Eu nu sunt de acord și n-am cum să fiu de acord cu teoria satisfacției, care e vie și astăzi în Biserica Puseană. Anselm de Canterbury spunea bunoară că Dumnezeu a dorit o satisfacție și el vorbește despre împăcarea lui Dumnezeu cu omul. Ca și cum Dumnezeu s-ar fi supărat atunci când, prin păcat, omul a lovit în dreptatea, în măreția dumnezeiască și ca într-un duel ar fi dorit o satisfacție. Nu ne putem opri la această teorie, nu este satisfăcătoare din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în chenoză, în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales în răscumpărarea neamului omenesc. Și chiar dacă părinții vorbesc și pleacă de la Sfântul Irineu această teorie a satisfacției, satisfacțio din latină, ea nu este tâlcuită așa cum trebuie. Ea trebuie privită în măsura aceasta în care o văd Sfinții Părinți, și anume că ceea ce nu este asumat nu este vindecat și Mântuitorul Iisus Hristos, vindecând natura umană, o duce de-a dreapta Tatălui. Și mai trebuie să știm un lucru foarte important. Că în ceea ce privește chenoza, în ceea ce privește mântuirea neamului omenesc, actul acesta sau istoria întrupării neamului omenesc nu este un act singular care revine Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci participă toate persoanele Sfintei Treimi. Pentru că dragostea, spune Sfântul Ioan Damaschinu, se manifestă sau izvorăște, dragostea Fiului izvorăște din Tatăl și în aceeași măsură Duhul Sfânt este Cel care participă și sfințește natura umană care se îndumnezeiește în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sunt lucruri subtile, nuanțe, diafane ale teologiei profunde, ortodoxe, cele pe care le expuneți acum înaintea noastră, Preacuvioase Părinte Protosinghel, dar în aceeași măsură poate că cineva ar simplifica și nu ar înțelege pe deplin această participare a celorlalte persoane ale Sfintei Treimi la această operă, la acest act mântuitor și ar întreba în continuare, l-a părăsit vreodată Dumnezeu Tatăl pe Iisus Hristos în moartea sa? L-a părăsit pe cruce? Nu l-a părăsit. Că el întreabă, de ce m-ai părăsit? Vedeți, aici Mântuitorul Iisus Hristos când rostește cuvintele Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, pentru că de ele este vorba, de aceste cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce, ele trebuie să înțelese în ceea ce ne învață Sfântul Grigorie de Nazianz, și anume Psalmul 21, versetul 1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, ia aminte pentru ce m-ai părăsit. Și când Mântuitorul Iisus Hristos, zice Sfântul Grigore Nazianz, citează, am spune noi aproape motamo, aceste cuvinte ale psalmului, ele fac referințe la natura umană și la starea omului și nu fac referire la persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că am spus că nu pătimea dumnezeirea. Dacă ar fi pătimit dumnezeirea, Dumnezeu era pătimitor. Nu nepătimitor, așa cum ne învață Sfinții Părinți, teologia noastră ortodoxă. Și dacă Dumnezeu este nepătimitor, cum putea să pătimească? Cum putea să fie părăsit atâta vreme cât orice lucrare, prin perihoreză, aparține nu numai naturilor, celor două naturi, divină și umană, în persoana divină, umană a Mântuitorului Iisus Hristos, ci există și o perihoreză intratreimică, pe care o vedem și o tâlcuiește Sfântul Grigore de Nazianz, tocmai în aceste cuvinte, și este amplificată, dezvoltată și foarte bine statutată de către Sfântul Ioan Damaschin. Așadar, se face referire la împlinirea acestor cuvinte profetice și nu la ceea ce se întâmpla ca părăsire. Dumnezeu, Tatăl, veghează într-un fel asupra ceea ce se întâmplă în toate actele mântuirii și participă și celelalte două persoane ale Sfintei Treimi. Orice lucrare,
A uneia dintre cele trei persoane este și a uneia dintre cele trei persoane este și a celorlalte două. Nu le putem separa, chiar dacă, să spunem noi, în creație, lucrarea mai vizibilă este a Tatălui, în întrupare sau în recreația omului, lucrarea mai vizibilă este a Mântuitorului Iisus Hristos, iar în desăvârșire, adică a desăvârșirea omului până la sfârșitul veacurilor, în biserică, prin lucrarea Sfintelor Taine, lucrarea mai vizibilă este a Duhului Sfânt. Un alt element pe care îl vehiculează aceste teorii medievale, să le numim, despre care ați amintit, ar fi că Dumnezeu s-ar fi dezgustat de păcatul, de starea deplorabilă a umanității, aceea asumată de Iisus Hristos. Ce mai putem spera noi, creștinii ortodoxi, în aceste zile și denii pe care le trăim în Săptămâna Mare, cum să le petrecem? Atunci când vorbim despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să vedem trei dimensiuni ale actului, acestui act al mântuirii. În primul rând este dimensiunea antropocentrică și putem să o privim din punctul acesta de vedere sentimental. Mântuitorul Iisus Hristos este cel care pătimește, este vândut, ucenicii îl părăsesc și așa mai departe. Este o stare emotivă, dar pe care biserica nu o traduce într-un sens negativ, ci o traduce într-un sens pozitiv. Este acea stare de postire, este acea stare de asceză strălucitoare, cum o numesc Sfinții Părinți în biserică, pentru că ea este plină de nădejde, este plină de nădejdea mântuirii și de aici starea de bucurie în orice act al mântuirii. Dar trebuie să vedem că există în Mântuitorul Iisus Hristos, după cum și există și în fiecare om, patimi nepătimitoare. Așa le numește Sfântul Ioan Damaschinu. Și aceste patimi nepătimitoare sunt oboseala, frica, toate stările omenești pe care le vedem în Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, dar nu trebuie să ne oprim nici măcar la această stare exterioară, de altfel, ci trebuie să trecem în cealaltă dimensiune, și anume în dimensiunea morală pe care o vedem în actul mântuirii Mântuitorului Iisus, în actul răscumpărării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și anume, starea aceasta morală se referă la ceea ce ne învăța Sfântul Ioan Damaschin. Și anume că putem să rămânem niște răstihnitori ai Mântuitorului Iisus Hristos sau ne putem răstihni împreună cu El. Și în această dimensiune morală întâlnim și descoperim ceea ce am discutat până acum, și anume dimensiunea teologică, semnificația teologică a pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, concluzionăm cu ceea ce ne învață Sfântul Apostol Pavel. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstihnit trupul împreună cu patimile și cu poftele Lui. La acest lucru suntem chemați în această perioadă, ca să putem și noi învia împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos în slava Preasfintei Trăimi. Preacuvioase Părinte Arhimandrit, vă mulțumim pentru aceste tâlcuiri, pentru această viziune pe care ne-ați pus-o înainte despre semnificațiile pătimirii și răstignirii și morții pe cruce ale Mântuitorului Iisus Hristos, și pentru că ne-ați fost și gazdă în această biserică minunată ca o bijuterie Schitul Măgureanu din București, și vă așteptăm și data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Cu mult drag! Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră. Am discutat despre de ce a trebuit să moară Hristos, cu Părintele Arhimandrit Dr. Antim David de la Schitul Măgureanu din București. La revedere!